Ceau, dragilor! Sunt Oana de la Savori Urbane și astăzi vă prezint una dintre rețetele nou descoperite. N-am avut eu timp să frunzăresc chiar tot. Din caietul străbunicii mele Buia, din Sibiu. E o rețetă foarte faină, cornulețe minune se numește. Putem să le spunem și portofele sau semilune umplute cu gem de caise și nucă măcinată. Și au decor din bucăți așa mari de nucă, crocantă, care s-au și copt. Foarte fain, s-o rumeni la cuptor și zahăr decorativ. Aluatul lor nu conține deloc zahăr. Și o să vedeți imediat și rețeta, chiar din caiet. Uitați aici cât de fragedă, deci cum se rup și de câte o umplutură faină. O nebunie. Uite aici, asta e caietul lui Buia, străbunica mea Buia din Sibiu, plin de rețetele notate de ea, pe urmă și de bunica mea, de Mimi, și o altă mare grămadă de rețete pe foi volante. O să vă și arăt de aici, uite, Doboș torta. Asta e direct în maghiară. La Sibiu, în Imperiul Austro-Ungar, se vorbea germană, maghiară și română. Prune în oțet. Asta e o altă rețetă pe care o avem deja pe blog. Asta este un carnețel al bunicii mele, Mimi. Era elevă la colegiul la Blaj. Mimi Cibu, clasa 8-a. Gâteau Saint-Honoré. Asta e tortul eclair franțuzesc. Amandine de ciocolată. Aveți rețeta pe Savori Urbane. Ce mai avem aici de la Buia? Non plus ultra. Da? Uite aici, astea sunt fursecurile mici, fragede, cu bezea lipită, două câte două, cu gem de caise sau de zmeură. Chinezische Schnitten. Asta e în germană. Prăjitura chinezoică. Da, e de atunci, de pe vremuri, nu e nimic nou. Franzi Schnitzel. Asta e un blat pufos de vanilie cu un gem de caise. O cremă grozavă de nucă opărită cu lapte și o glazură de ciocolată. Franzi Schnitzel este pe Savori Urbane. Hai să vă arăt și în interior. Tort de curmale. Tort de pișcoturi Malakoff. Tortul Malakoff este deja publicat pe Savori Urbane. Rigoianci. Prăjitura ungurească cu mus de ciocolată. Și asta o avem deja publicată. Caietul ăsta, vă dați seama că străbunica era născută în 905, era Buia. Tort Ștefania, tort de portocale, tort din Berlin și așa mai departe. Ruladă griliaș. Mergem cu toate. Toate sunt aici. Încă un tort de portocale. Marțipan. Cum se face marțipanul de casă, din zahăr cristal cu migdale. Toate sunt cu decagram, că așa erau unitățile. Și astăzi vom face video, rețeta pe care o avem deja pe blog, făcută în variantă scrisă. Cornurile minune, cornulețe minune, acele plicuri din aluat fraged umplute cu gem de caise și nucă și decorate cu nucă și zahăr cristal. Să trecem la treabă. Iată ingredientele de care avem nevoie pentru cornulețele minune cu gem și nucă sau mini portofele, rețeta străbunicii mele. Va fi un aluat fraged care nu conține zahăr. Are așa 210 grame făină, e o făină ușoară, tip 3-0, adică 3 de 0. Pe urmă mai avem nevoie de 140 de grame de unt moale, este important ca untul să fie cu 82% grăsime, un praf de sare, să punem de aici, 50 de grame de smântână groasă, acrișoară, ca pentru sarmale sau papanași, un plic de zahăr vanilat bourbon și coaja rasă de la o jumătate de lămâie. Umplutura acestor cornulețe minune va fi compusă din gem de caise, cam 220 de grame, un borcan mic, 80 de grame de nucă pe care o voi măcina. Dar o să vedeți că nu o macin foarte fin, o să o las și mai mică, și măruntă și mai mare. Iar glazura lor va fi compusă dintr-un albuș, vom separa acest ou, alte 70 de grame de nucă, de data asta tocată mai mare va fi, din cuțit, și niște zahăr granulat de decor. Se găsește acum și la noi, la nemți se numește Hagelzucker, este acum în Kaufland și puteți cumpăra. Se va pus și pe cozonaci și pe diverse fursecuri, se păstrează așa și după coacere. Să trecem la treabă. Pentru aluatul fraged, lucrăm cu mâna într-un castron, toate ingredientele se pun de la început. Făina, un praf generos de sare, fără de care dulciurile nu au gust, coaja rasă de lămâie, sau de portocală, la fel de bine puteți folosi și de portocală, zahărul vanilat bourbon, untul și smântână. Vezi, pentru asta sunt bune spatulele elastice, ca să ne ajute la curățarea recipientelor.
Nu ca să amestecăm cu ele în ciorbă sau în tocăniță. E bine să știm asta. Și acum, cu mâna, prelucrând cât mai puțin, încercăm să formăm un aluat. Vezi că lucrez așa cu vârfurile, îl ciupesc, untui moale, dar nu e chiar cremos la temperatura camerei, eu fost să-l scos din frigider cam de o oră. Și ce nu le place aluaturilor fragede este să le procesăm prea mult. De ce? Pentru că începe să se dezvolte rețeaua de gluten din făină și noi nu ne dorim asta. La aluat fraged vrem fibre scurte. Aia înseamnă fraged. Să nu avem elasticitate și rețea de gluten ca la cozonac sau la pâine. Da, acolo e de dorit. Aici nu. Și uite că până am povestit, deja am compactat aluatul și nu îl frământăm foarte mult, doar până se incorporează foarte bine tot. Uite așa, asta e mișcarea. Facem așa cu degetele și gata, așa lăsăm. Și deoarece aluaturilor fragede le place frigul, și pe acesta îl vom da la frigider cel puțin 2 ore. Puteți să-l faceți seara și să îl lăsați și peste noapte. Acum ne întindem folie de plastic, folie alimentară. Așa. Nu e nevoie de foarfec, așa se lucrează cu folia. Luăm bucata de aluat. În vas nu rămas mai nimic. Îi dăm deja forma plată, pentru că el va urma să fie întins. Cât de cât rectangular. Îl învelim în plastic ca să nu facă crustă și mergem cu aluatul pentru cornulețele minune la frigider. Am scos aluatul pentru cornulețele minune sau plicuri cu gem de la frigider un pic să se înmoaie, pentru că evident s-a întărit untul din el. Acum, umplutura. E gem de caiță cu nucă măcinată, dar în care am, vezi, și granule mai mari. Pur și simplu amestec aici gemul cu nuca. Na, uite ce pastă faină a ieșit. Asta și nuca de obicei stabilizează gemul, adică nu lasă să curgă din cornulețe, din fursecuri diverse copte. Bun. Aici am albușul pe care o să-l bat ușor cu o furculiță. Pot să pun și un fir foarte mic de sare, dar mai bine nu, că se face prea lichid. Albușul ăsta îmi va servi atât la lipirea plicurilor cu gem, acelor cornulețe, cât și la ungerea lor pentru glasare. Nuca pentru decor e aici și o tai doar mare din cuțit. Asta nu trebuie măcinată. Nu trebuie nici prăjită înainte, chiar fiind la suprafață, se va coace direct în cuptor, se va rumeni. Riscul după aia, dacă o coacem înainte să o prăjim, o rumenim în tigaie, după aia și la cuptor să se rumenească prea mult și să se ardă. Așa că pur și simplu, uite așa, în bucățele mari. Nu exagerăm cu tocatul. Cam atât. Și mai am zahărul granulat. Și acum ce mi-am pregătit aici este un inel cu diametru de 8 cm. Asta e un inel de gogoș, se găsesc în pereche, de 9,5 și de 8 parcă. Sucitor. Și trecem la treabă. Aluatul va fi întins sub formă de foaie cu grosime cam de 2 mm, destul de subțire. Și voi folosi un decupator cu diametru de 8 cm pentru a decupa discuri. Și o să vedeți mai departe cum le umplem, cum le îndoim, o să fie ca niște mini calțone. De-aia le-am zis că sunt portofele cu gem. Cornulețele astea minune. Uite, a luat-o. Mă înfăinez foarte, foarte puțin masa. Foarte puțin a luat-o și mai degrabă sucitorul. Acum întind foaie. Tot timpul o rotim și o mișcăm pe masă. Dorim să facem o foaie rectangulară, nu-mi trebuie rotundă. Dacă e cazul, mai punem un pic de făină. Așa. Uite ce fain se întinde.
Mai ales acum că a fost... Am avut răgazul să se încălzească un pic untul din el, că a fost foarte rece. Nu-i greșit nici dacă întoarcem, uite așa. Să aibă un pic și pe partea cealaltă. Și întindem în toate direcțiile. Pe blog am folosit, fiind acasă, un sucitor. Vi l-am arătat acolo, care are distanțiere. Inele care se pun aici. Și poți să spui câți milimetri vrei să fie foaia. E destul de neplăcut de lucrat cu el. La un moment dat îți tai aluatul. Știi că sunt foarte apropiate. Și dacă e foaia mai mare, îți intră inelele în aluat. Și atunci prefer să îl întind așa, liber, cum s-ar zice, dar cu grijă. Așa. Și mai dau niște făină. De să fie egal grosimea peste tot. Bun. Și acum cu forma trecută prin făină, cât mai aproape de margine și ergonomic, începem să tăiem din mijloc. Cât mai aproape tăiem discurile unele de altele, să avem pierderi minime. De ce? Pentru că întotdeauna în aluat frage de refrământat, bineînțeles că nu aruncăm excesul, dar dacă îl refrămânți, el devine mai tare, mai elastic, nu mai are aceleași calități ca și aluatul fraged întins pentru prima dată. Așa. Și așa mai departe. Da, din prima tură mi-a reușit cam 22. O să strâng toate marginile, că ăsta mă încurcă. Încerc să nu mai bag făină în ele, cât îs așa îs, le compactez, le dau un pic la frigider și o să le întind din nou. În mod normal ar trebui să avem cam 30-35 de asemenea discuri care se vor transforma, nu-i așa, în cornulețe minune. Deci din ce rămâne, încă vreo 8 cel puțin o să scot, dacă nu chiar 10, de asta vedem după ce îl răcoresc un pic. Las la relaxat, așa, strâns tot, nu mai fac nimic, pur și simplu îl compactez, îl învelesc în folie, așa plat, și las la frigider un pic. Acum venim cu umplutura. Mai trebuie să găsim cantitatea optimă de umplutură, o linguriță e cam mult. Și să vedem acum, te punem așa. Și facem probă, punem pe jumătate și vedem cam cum s-ar închide. Și dacă se închide fără să iasă, după mine asta e cam mult, mai trebuie să scoatem. Atunci ne învățăm cam câtă să fie umplutura. Și înainte de a închide, să punem un pic de albuș. Așa, pe jumătate din el. Și acum îl presez ușor. Și am făcut prima semilună. Și ăsta e primul cornuleț minune. Uite, așa trebuie să fie. Ca un colțunaș, cum ziceam înainte. Și lăsăm deoparte. Și continuăm cu următorul. Sau cu următoarele. Și ca să meargă treaba mai repede, putem pune umplutura de la început pe toate. Să ne ajungă și pe celelalte care sunt la frigider și urmează să le întindem. Asta e un pic cam mult, da? Punem și pe următorul. Așa. Am lăsat cam o treime din umplutură pentru cele care urmează a fi întinse. Și acum pe jumătate de cerc, deci pe porțiunea asta, le ung cu un pic de albuș ca să fiu sigură că se vor lipi. Nu trebuie pe ambele părți, doar lipiciul e ca la scrisoare, pe o parte. Și pe urmă le pliez pe toate, le închid. Îmi pot ajuta și de spatulă dacă vreau, de să le fac așa un pic de model, dar nu-i neapărat. Deci așa în mână se pot face ca niște colțunași. Va trebui să-i dăm la frigider imediat după ce i-am lipit, ca să se întărească un pic aluatul fraged. Le face bine.
că așa e cea mai simplă metodă. Îl luăm în mână și să-l închidem. Ou la cuptor se va întări și va lipi tivul. Asta e o chestie faină pe care o puteți face împreună cu copiii, chemați în bucătărie, vezi ce o să le placă. Să pună ei umplutura, să pensuleze semicercurile, să vă ajute, uite așa, cu delicatețe să învățați să nu aplice prea multă presiune la tivuri. E o chestie faină de pregătit fursecuri pentru Crăciun. Și acum, uite, le pun frumos în tavă. Asta fiind aluat fraged, nu mai crește mare lucru, adică pot să le pun destul de apropiate. Merg așa câte 6, asta e tavă mare. Acum le dau la frigider până le întind și pe celelalte. Na, astea sunt marginile întinse și decupate. Și uite că am mai scos încă 14 cornulețe. Și asta mi-a rămas, asta e excesul de aluat rămas. O să-l pun și pe ăsta la copt, că e așa de bun aluatul. Îl fac așa, un fel de baghetă. Eu nu o să-l arunc. Când eram mică, mâncam aluat crud. Și nu mă lăsa străbunica, zicea că mi se lipesc mațele. Mai ales de ospitură îmi plăcea. De cozonac. Vai, că-ți fermentează drojdia în burtă și... Mă, adevărul e că... Avea dreptate. Și nici cald nu era bine să mănânci de ospitură, adică cozonac cald sau brânzoaice calde, să le lași la răcorit. Scot tava, le pun și pe ele și le las la frigider 10 minute. De acum, ca să încapă toate, mă bag aici între. Încape așa câte unul foarte bine. Am pus cuptorul la preîncins la 170 de grade. Pe asta le-am scos cornulețele minune de la frigider, uite deja stari, le poți lua în mână altfel. Și acum mă pregătesc de decorul final. Pe fiecare îl voi unge cu un pic de albuș, după care voi presăra nucă și zahăr. Uite, fac așa, lucrez pe șiruri ca să nu se usuce albușul. Am să usuc așa repede, dar dacă am pornit cu șirul ăsta, le-am uns bine. Și acum pun așa nucă, dacă-s bucăți chiar mai mari, le mai rup. Așa, așa, sau putem face așa, îl luăm și îl punem pe el în nucă. Da, e mai simplu de aplicat nuca pe el. Nu avem grijă să nu punem în tavă. Și asta va fi foarte rumenită și faină, se coace la cuptor nuca asta de la suprafață. Și mai ales că sunt bucățele mai mari și crocantă. Așa, acum zahărul decorativ și din el câteva granule. Ăsta nu au zahăr deloc, doar din gem de cais, atât, ăla e singurul dulce pe care îl avem. Și așa, mai departe, le facem pe toate. Le-am aranjat, acum le mai aranjez un pic să nu stea nici încălecate, un pic că s-au mai mișcat când le-am decorat. Mergem la cuptor, la 170 de grade, căldură sus, jos cu ventilație sau treaptă medie la cele cu gaz, cuptor preîncins, cam 15-18 minute, poate 20, în funcție de cuptor. După 10 minute ne le verificăm și întoarcem tava, dacă e cazul. Uite-le ce faine-s, cornulețele minune, alubuia. Am scos de la cuptor, le las la răcorit acum în tavă și pe urmă putem să le aranjăm pe platou și să le gustăm. Deci și restul ăsta mic arde. Imediat după ce se răcesc, le aranjăm pe platou. Na, acum s-au răcorit și le putem aranja pe platou. De câte de drăgălașe, semilunele, semilune, portofele, cornulețe minune. Hai să vedem cum o să ne întâmplă. Uai, uite și cum se desfac. Și câte de fragede și scoapte și pe verso. Asta e gem și ou care au curs. Na, uitați aici ce fregezime. Mi se desfac în mână. Ce bună fată. Nici ne zice că n-au zahăr. Numai ăla de deasupra. Superbe. Hai să le punem pe toate.
Partea faină este că aceste cornulețe minune se pot face în avans cu 2 săptămâni cel puțin față de sărbători. Se pot păstra în cutii de carton închise, în cămară, dacă apucă și nu vi le mănâncă familia, dacă nu le descoperă. Și devin tot mai fragede, mai fragede de atâta, nici nu știu cum pot să fie. Pentru că sunt o nebunie, din prima. Deci să întâi să stai după ele să frăgezească. Sprage de din start. Dragilor, am ajuns la finalul rețetei de cornulețe minune. Rețeta din caietul străbunicii mele Buia, scrisă de mâna ei, v-am arătat la început. Portofele, plicuri sau semilune din aluat fraged, extraordinar de fin, umplute cu gem nucă și decorate cu zahăr decorativ și miez de nucă, care v-am promis că se coace. Uite-le aici, e copt. V-am arătat, vă mai arăt odată cât de fragede pot fi și câtă umplutură au. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să dați un like, un share, să ne recomandați prietenilor și familiei și să ne auzim și să ne vedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao!